Un adolescent cu rezultate foarte bune la învățătură, dar care a apucat pe căi greșite, fiind implicat într-o rețea de traficanți de droguri. Mihai Alexandru Udriștoiu, elev în clasa a 12-a la Liceul Teologic din Târgu Jiu, este pe cale să-și rateze viitorul după ce a fost arestat preventiv în dosarul de trafic de droguri. Anchetatorii au informații concrete, conform cărora acesta face parte din grupul persoanelor care comercializau droguri în liceele de top din municipiu. În funcție de abaterile pe care le-a săvârșit și în funcție de ce vom fi sesizați de organele de anchetă și de control, vom merge în Consiliul Profesorilor până la excluderea elevului de la liceu. Mihai locuia cu bunica lui după ce părinții s-au despărțit, iar mama acestuia a ales să plece în București. A fost un elev foarte, foarte bun. A participat la olimpiade, are rezultate foarte deosebite. Aceste rezultate se pot vedea prin diplomele obținute la nivelul concurselor naționale, dar în ultimii doi ani, copilul a fost în descreștere, deoarece am înțeles că mama a plecat din localitate, rămânând singur să întrețină, să aibă grijă de el. În dosarul de trafic de droguri au mai fost arestați preventiv alți 8 tineri, iar 4 se află în arest la domiciliu.